Fostul președinte a ajuns în Gorj după orele prânzului. Într-o conferință de presă susținută la Târgu Jiu, a declarat că lupta electorală este una dificilă, cunoscut fiind faptul că zona este una în care PSD-ul a condus două decenii. Pe Liviu Andrei îl știu de când era prefect de Gorj. Am lucrat cu el foarte bine cât a fost subprefect de București. Cred că este o soluție corectă pentru Târgu Jiu. Acum, lucrurile sunt complicate din punctul nostru de vedere în Gorj, pentru că stânga e extrem de puternică, în mod tradițional. O să încercăm însă să convingem electoratul că Partidul Mișcarea Populară este o soluție, iar domnul Andrei este cea mai bună soluție pentru Târgu Jiu. De ce spun acest lucru? Este un om neimplicat în scandaluri, este un om care în funcția publică a avut performanță și nu i s-a reproșat niciodată nimic. Traian Băsescu a declarat că le-a recomandat reprezentanților Partidului Mișcarea Populară să facă o altfel de politică, una care să aibă în prim plan interesul oamenilor, nu al grupurilor politice. Personal, intenționez și asta este ceea ce am cerut tuturor candidaților, să plece de la premisa că pentru prima dată un partid nu mai face o prioritate din interesele lui, ci face o prioritate din interesele comunității. Ceea ce înseamnă că, din punctul meu de vedere, s-a ajuns la un capăt de drum. Acest capăt de drum este încheierea tranziției și trebuie să trecem la un alt mod de a administra țara și comunitățile, adică dând prioritate interesului public. De la Târgu Jiu, Traian Băsescu a mers la Bălești, Motru și Rovinari, unde s-a întâlnit cu candidații și susținătorii partidului.